Montarea unei căzi de baie pe picioare are nivelul de dificultate 4 și durează 3 ore. Se adaugă timpul pentru montarea plăcilor. Deoarece cada trebuie mutată des, se recomandă o persoană care să vă ajute. Vă prezentăm următorii pași de lucru. Montați picioarele pe cada de baie. Apoi montați garnitura de prea plin. Fixați cada de șipci. Apoi montați restul de țevi spre scurgerea din perete. Lăsați apa să curgă prin ele pentru testul de etanșeitate. Apoi îmbrăcați cada cu panouri și montați pe ea plăcile de faianță. Pentru a monta o cadă de baie pe picioare aveți nevoie de cada de baie, picioare potrivite pentru cadă, elemente pentru montarea plăcilor pe cada de baie și o garnitură de scurgere. Cada veche a fost deja îndepărtată, la fel și plăcile din jur. Acum mai trebuie răzuit adezivul. Măsurați totul pentru a vă asigura că se potrivește cada de baie. Trebuie să etanșați peretele din spatele căzii. Mai multe detalii privind acest pas găsiți în Academia Meșterului Montarea plăcilor de faianță. În cazul nostru, trebuie doar reparată etanșarea existentă. Acum montați picioarele căzii. Aveți grijă ca acestea să nu stea pe conducta de scurgere. Căzile cu picioare sunt adecvate în special pentru podelele denivelate. Sub cada de baie se află o placă portantă cașerată. Înșurubați pe aceasta șipca de prindere pentru picioarele căzii. Reglați apoi picioarele la aceeași înălțime. Acum întoarceți cada și asamblați garnitura de scurgere și de prea plin. Apoi, introduceți garnitura de etanșare pe scurgerea căzii și înșurubați de sus sifonul cu ventilul de scurgere. Pe prea plin, înșurubați mai întâi piesa interioară a prea plinului. Apoi montați rotița de ajustare. Verificați acum dacă este la nivel cada. Puteți să o poziționați prin rotirea picioarelor. Marcați pe perete marginea inferioară a căzii. Apoi prelungiți această linie cu ajutorul nivelei. Aici trebuie să fixați șipcile pentru cadă. Poziționați-le la o distanță de circa 10 cm față de colțurile căzii. Fixați elementul de prindere de latura scurtă a căzii de baie și la o distanță de 10 cm de colțul căzii. Acoperiți complet cu bandă de etanșare marginea laterală a căzii. Începeți cu colțul. Apoi laturile. Apoi nu trebuie decât să o pliați în partea de sus. În spatele benzii de etanșare, aplicați banda fonoizolantă. Reglați șuruburile de pe șipcile pentru cadă, astfel încât marginea căzii să se potrivească în spatele lor.
Aliniați conexiunile țevii de scurgere, astfel încât racordurile țevii să treacă la conexiunea din perete pe cel mai scurt traseu. Pentru ca apa să se scurgă bine, țevile pentru temperatură ridicată trebuie să aibă o pantă de cel puțin 2 cm pe metru. Dacă este nevoie, trebuie să le scurtați. Faceți acum testul de etanșeitate. Pentru aceasta umpleți cada cu apă. În cazul în care apa nu se scurge deloc, puteți continua. Acum etanșați încă o dată peretele de deasupra căzii cu material pentru etanșare fluidă. Pliați în sus și incorporați banda de etanșare. Banda fonoizolantă asigură rostul de dilatație necesar între cada de baie și stratul ulterior de plăci de faianță. În final, mai dați un strat de etanșare lichidă și pe banda de etanșare a marginii căzii. Îmbrăcăm cada de baie montată cu panouri Jackoboard. Pentru aceasta, măsurați lățimea și înălțimea primei laturi a căzii. Trasați măsurătoarea pe placă. Cu ferăstrăul de mână puteți tăia plăcile la dimensiuni. Acum aplicați adezivul Board Fix pe marginea superioară și pe marginea de la perete a plăcii. Fixați placa și aliniați-o cu nivela și metrul de tâmplărie. Deșurubați cu cheia fixă piciorul reglabil până când placa se fixează corect. Procedați exact în același mod pe latura lungă. Faceți o gaură mică pe margine. Astfel încă puteți să apucați placa și să o trageți la perete. Placa trebuie să se alinieze cu celelalte. Țineți cont de distanța corectă pentru montarea ulterioară a plăcilor de faianță. La noi este de 1,5 cm. Astfel, plăcile plus adezivul se aliniază cu marginea peretelui. Montăm plăci ceramice în toate locurile goale de pe perete și de pe podea din jurul căzii. Pentru tăierea plăcilor ceramice pentru laturile căzii, trebuie să luați în calcul dimensiunea profilului decorativ. La final se rostuiește. Se scoate din nou banda fonoizolantă. În Academia Meșterului, montarea plăcilor ceramice, vă prezentăm tot ce mai trebuie să știți referitor la subiectul plăci ceramice și rostuire. Alte sfaturi și informații găsiți aici, în colecția de linkuri. Mai multe proiecte în curs de realizare. Abonați-vă acum la Hornbach, ca să nu ratați nimic. Așadar, pe data viitoare, la următorul proiect cu Academia Meșterului Hornbach.